Luminează-ți mașina cu LED-urile, luminile ambientale și centurile colorate de la LogoLED. Link în descriere. E costisitoare. Ce pot să spun e că e costisitoare. Adevărat ce se spune despre ea, că a fost folosită la jafuri și nimeni nu putea să prindă această mașină. Așa e, în Anglia. Eu n-am știut asta. Tracțiune spate, da. N-are blocant, sper că n-are blocant. Ba da, are blocant. Hai de capul meu, mi-arunc BMW-ul, jur. Care a fost top speed-ul? Ce pot să zic, ultima oară am mers 260 la oră. Uitați-vă și voi cum arată un Opel corect. Cartea mașinii. Că tu ai făcut bani cu mașina asta, ai făcut vreodată bani cu ea? Seamănă puțin cu 2.5 de la BMW. Nu s-a montat niciodată din 2000. Anul 2000, roata aceasta. Băi, este nouă, Dacia, da, exact. Soția mea n-a fost de acord cu ea, a spus că e cea mai urâtă și veche mașină de pe stradă. Cea mai scumpă chestie care a picat la mașină. Moflotul, da, și se regăsește la 5700 de lei. Și mai există și un diesel de BMW, renumit 2.5, 6 în linie, care este un tractoraj, dar fără moarte. Salutare, mafioși, și v-am găsit la un nou vlog. Este un vlog special deoarece în spatele nostru aici avem o legendă. De pe vremea când Opelul se bătea așa piept în piept cu BMW-ul, deoarece mașina aceasta de față este un Opel Omega cu motor de 2.6 V6 cu tracțiune din aia bună, adică pe spate. L-avem aici pe Laurian. Laurian Grațian, am înțeles. Laurian Grațian. Încântat de cunoștință, Laurian. Vreau să spun că avem un cadou pentru toți participanții la vlogurile noastre. Mulțumită partenerilor noștri de la Flejitei. Avem aici un colet pentru tine, un pachet. Mulțumesc. Sunt și eu am cumpărat de la băieți, sunt foarte mulțumit. Ce ai cumpărat de la ei? Ce ai făcut? Două lavete. Una mare, una mică. Avem trei lavete. Ia fiant aici să deschidem puțin pachetul. Filmează puțin Madi. Avem tot ce trebuie, lavete. Asta e pentru anvelope, da. Avem o lavetă de interior, câteva soluții pentru interior și pentru exterior. Toate produsele necesare pentru a avea grijă de mașina voastră. Flash Detail, 10% reducere folosind codul MTB. Deci dacă intrați în linkul de descriere la băieți la Flash Detail, puteți să vă comandați și aveți automat reducere de 10% folosind codul MTB. Laurian, ai primit pachet? Am primit! Revenim la frumusețea noastră de astăzi. Opel Omega B cu motorizare 2.6 V6 benzină, 180 de cai, tracțiune spate, cutie manuală. Este cumva succesorul Opelului Record. Da. Dacă mergem mult înainte. Spune-mi, Laurian, de ce ți-ai luat un Opel Omega? Am vrut să fiu mai diferit. Am vrut să fiu un pic mai diferit. Îmi plac mașinile clasice și eu nu merg cu anul pe drum. Merg cu prestanța și... Foarte frumos spus, într-adevăr. Și ți-ai ales un Opel. Multă lumea spune, bă, Opel, de ce ți-ai luat Opel? Că toată lumea a rămas în anii 2020-2000, da, așa în sus. Opelul a început să scadă foarte mult calitatea și la mașinile astea super mișto. Da, da, da. Păi, după părerea mea, Opelul s-a oprit la Omega. Da, hai și Vectra B. Și Vectra B. Cam pe acolo. De ce e mașina? Mașina este din anul 2000, decembrie. Prima matriculare în 2001. Deci are 24 de ani aproape. Deci printre ultimele generații. Nu, s-a făcut până în 2003. S-au făcut. 2003, da? Da, până în 2003. E prima generație de Euro 3. Bun, hai să vorbim puțin despre dotările cu care venea un Opel. Să vedeți că sunt multe dotări cu care... Nici BMW-ul seria 7 pe care l-avem noi aici de față nu se laudă cu ele. Bine, nu l-avem noi în detalii, dar erau și acolo prezente. Pe partea de faruri, văd că avem Xenon. Xenon de fabrică, da. Cu spălătoare de faruri? Spălătoare de faruri, da. Proiectoare de ceață. Doamne, de prost merg vânzările astea. Nu se mai poate. Și ce tot face? De o săptămână tot umblă la degetele alea. Nu, nu ne merg vânzările și tot se minunează de degete. Au crezut că mă fac pe mine, dar cu crema asta nu. O să meargă kilometri înapoi, ca uși! Cerco, poate ne duc în 20 de creme, niciuna nu funcționează! Care vertical mare reducere 20%, intrăm în faliment 100%, șeful, ce dacă eu zic că nu mai vinde nimic, mă duc și eu la care vertical! Păi ce-i noi nebunit, vino să te un puțin și pe tine pe degete, să vezi cum merge după aceea! Care vertical este aplicația unde îți poți verifica kilometrii mașinii și daunele ascunse pe care niciun samsar nu ți le ascunde. Verifică-ți mașina cu 20% reducere din linkul din descriere sau folosind codul MERITĂ. Cam asta a fost pe partea de luminat, deci era maximul Xenon, că era în anii 2000. Știu că veneau cumva și cu un pachet Irmscher. Da, se va regăsi pe spate, am eleronul cumpărat. Grila este de design edition, foarte rară, ca să spun așa. Ce e diferită? Care are cromul pe lângă? Nu, este mai mare, semnul este mai mare și diferă fagurii, un pic mai sportiv, un pic. Stai și tu uiți puțin la ea și îți dai seama că
în anii respectivi, Opel, bine, era General Motors la un moment dat, da, făceau mașina asta pe mai multe, de fapt aceeași caroserie pe mai multe modele. Da. Avem Cadillac Estera, avem Holden. Holden și Opel Commodore. Commodore, exact. Da, era aceeași mașină, doar sigla diferea. Și diferau oarecum și motorizările, dacă le luai pentru Australia sau pentru America, erau motoare mult mai mari. Mult mai mari. A fost Lotus 5.7, 400 și ceva de cai, V8. Deci mă uitam la un clip cu un Omega B, cred că era, sau A era, că era Break, da. Știu că doar pe A a venit Break, caravan. Nu, a venit și B-ul. De fapt, B-ul prima generație. Da. B-ul, da. B1. Uitam la un break care făcea drifturi și burnout, să vă las aici link-ul. Mi se părea ireal, frate. Ireal, da. Adică da, băieții cu BMW se chinuie să facă treaba asta și aveai un Opel. Da, aveai un Opel, da, exact. Te dai rușine. Exact, da. Hai să vedem și motorul. Chiar sunt curios, da, cum arată motorul ăsta V6. Nu are foarte mulți cai pentru un 2.6. Nu, nu este, dar a mai existat o motorizare de 3.2 care avea undeva la 215 cai, dacă nu mă înșel. Lasă-mă pe mine, te rog. Uite, gata, am găsit-o. Aveți, frate, și că e Mercedes, și că e AMG aici, bune. Și avem, da, două pistonașe. Da, așa a venit. Și de pe vremea când scria Ecotec acolo, știi? Ecotec, da, da, da. Știi că la un moment dat spunea Ecoteț, Eco... Da, Ecoteț. Practic motoarele sunt la fel, între 2.6 și 3.2. Diferă, cred că, doar softul, pentru că vizual sunt la fel. Deci exista și un 3.2 care... 3.2 V6, da. Înaintea acestei mașini a fost 2.5 V6 170 de cai și 3.000 V6 218 cai, ceva de gen. Care erau Euro 2, nu? Euro 2, da, ăsta este Euro 3. Și mai există și un diesel de BMW, renumit 2.5, da, 6 în linie, care este un tractoraj, dar fără moarte. Într-adevăr. Deci fără moarte. Are multe chestii de BMW aici. Da, 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 da. Adică, da, și cum arată silueta, adică se vede, eu nu e o mare diferență între seria 7 și Omega ta, adică cam la fel proporțional, puțin mai mare șeptarul. Este, dar, asta are 4,90 m în cap și aproape 2 tone. Cred că cu 5-6 cm mai lungă, da, la. Da, este mai lung, da, este și mai poate lung, puțin mai lat. Este mai lat și mai lung. Spune-mi ce înseamnă să ai motorul ăsta, pentru că motorul ăsta nu mai regăsim, adică nu poți să spui că mai e un motor, doar nu mai găsești pe altceva. Ce pot să spun e că rup site-urile OLX, absolut tot. Ce găsesc? Găsesc o oglindă, găsesc ceva, o șaibă, le iau tot. Am 3 vase de expansiune, 2 filtre de aere. Mie mi-ai spus ceva, zi-mi cea mai scumpă chestie care a picat la mașină. Să vezi cât de banală e chestia. Da, am avut probleme, mi-a băgat uleiul în antigel. Termoflotul, opor, termoflotul, da, și se regăsește la 5700 de lei. Un termoflot. Da. În cazul în care nu vrei să le iei SH, da. E produs și întors, da, pentru că tu trebuie să desfaci absolut tot motorul. Planezi între V-uri, sau exact, unde? Da. Planezi și chiloasele că totul desfaci, semeringuri, tot. Am schimbat absolut tot ce se putea la băieții de la Bertone Garage, care cu rugăminți am spus că se bagă. Nu prea am găsit pe nimeni să... N-am vrut să fie servisată. Băi, e o legendă, adică da, știi, da, când ați văzut bărbații sau oamenii importanți când vin și se așează la masă și toată lumea tace? Da, 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 exact. E ceva de genul, adică... Da, plus că nu mai vezi pe străzi, adică e și greu de întreținut. Cine înțelege? Soția mea n-a fost de acord cu ea, a spus că e cea mai urâtă și veche mașină de pe stradă. Bă, dar nu e urâtă, de ce e urâtă? Ideea e că în primii pași n-a arătat așa mașina, adică cam în 10 ani a ajuns să... Am închis-o? Da, 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 da. Deci în 10 ani tu mașina asta de cât timp ai? Din 2014. Din 2014. Păi tu asta de la 46.000 de kilometri. Și acum cât are? 124 fix. Mamă, dar n-ai făcut foarte mulți kilometri. Nu, n-am făcut pentru că nu e o mașină. E daily de vreo 6 luni de zile pentru că mi-am vândut eu mașina personală. Mai am pe a soției, dar nu prea apelez la ea. Mă uit așa la silueta mașinii, foarte rotunjită. Cred că e foarte aerodinamică și foarte confortabilă. Da, este foarte, foarte confortabilă. Jante, e o plăcere să mergi la drum. Jante pe 16? Pe 16 stoc, ea am în carte și 17 și 18. Cu anvelope corecte, sincer, și eu am Michelin, acum, da. Am trecut acum la jantele noi și am luat niște anvelope mai low cost și pot să vă spun că într-o lună de zile deja au început să se deformeze anvelopele, da, nouțe. Da. Și cred că o să-mi iau și eu ceva de top. Bine, ele sunt cam vechi, adică nu sunt undeva la 2020. Nu sunt. Dar n-ai probleme cu ele. Nu, nu, nu. La 260. Merge încă. Încă împinge. Da. Avem echiparea Eleganț. Eleganțul m-a interesat. Adică asta a fost și un aspect când am vrut să... Mă uit foarte, foarte, ce stâlp.
Da, da, foarte are mare. Are de gros. Foarte mare. Și aici cumva mi se pare că seamănă puțin cu cadetul, adică puțin aripa da, dreaptă. Da, 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 așa este, așa este. E o aripă învechită, cum se purta odată, cum făceau, cum se făceau mașinile. Cum e cu rugina? La o provoc aici ai puțin început. Este, da, mașina a fost revopsită acum 5 ani de zile. Și începe să mai apară. Știi că o păr ruginește tot timpul la da, aripile spate? La aripile spate, da, bineînțeles. Tot timpul acolo. Da. Dar pentru 24 de ani sunt mulțumit. Oricum, culoarea e genială. Are o perlă acum, a răsărit și soarele și se vede absolut genial. Da. Da. Cred că elonul ăsta face parte din pachetul Irmsher, nu? Irmsher, da. Este un eleron pe care l-am găsit acum vreo 5 ani de zile, înainte să vopsesc mașina. Foarte, foarte greu. Și l-am luat și pe culoare, dar datorită faptului că am vopsit mașina, trebuie să-l... Oricum, mi se pare fenomenal că stau lângă un Opel și sunt uimit de un Opel, adică nu e, e ceva așa un paradox. Da, 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 este portbagajul foarte mare, foarte încăpător. Trebuie să deschidem? Da, bineînțeles. Aici, nu? Nu, nu se, la Omega nu se deschide doar de pe buton electric, din telecomandă sau din spate, dacă rămâi fără curent. Cam așa arată, cheia seamănă cu cheia Vectra de la... Vectrace. Vectrace sau Astrage, bine, Astrage. Da, da, cu două butoane, asta e cu trei. Exact. Da. Hai să deschidem portbagajul de aici, nu? Da, te rog. Ok, nu se ridică automat. Nu se ridică automat, e foarte greu. Poate aveți că avem pistonașe și balamare din alea excentrice, adică da, super da, complexe. Da. Și, băi, se vede că avem aici prosapele. Da, pe asta am spus că am achiziționat de la băieți și am fost foarte, foarte mulțumit. Adică vezi că e Opel, e capitonat peste tot. Da, nu este sus capitonat, acolo se regăsește sistemul Bose de fabrică. Sistem Bose, aici avem subwooferele de fabrică. Da, da, sistemul. Aici regăseam un cric, o coarbă și vreau să vă arăt ceva special în opinia mea. Vedem. Nu s-a montat niciodată din 2000, anul 2000, roata aceasta. Băi, este nouă Dacia, da, exact. Într-o parte. Da, da. Nu s-a, n-a fost montată absolut niciodată pe mașină, pentru că am avut anvelope noi, proprietarul dinainte, probabil că și el... Și ar fi mișto să fi avut și spațiu și în dreapta, să ai două roți de rezervă. Chiar era, da, era interesant. Da. Aici, Citrusa, mă rog, ce... Aici motoraș de alarmă, adică... Da, chiar. Și miroase, miroase a curățenie în mașina asta. Adică miroase a curat. Ce îmi doresc și dacă pot să apelez la abonații tăi sau... Da. Mi-aș dori stopurile de design edition, cele fumurii. Dacă are cineva la vânzare, în secunda a doi le cumpăr. Sunt cele fumurii în loc de alb, e fumuriu. Nu le pot găsi. Dar vezi că se vede că e o mașină de America, toate stopurile, adică stopul e super mare, adică masiv, se vede exact, că e o mașină mare. Pe partea de evacuare, probabil este stoc. Am schimbat toba acum 2 ani de zile, nouță, originală, Opel. Da, ruginise. Și am ales să-i pun și două tipsuri, care nu cred că dau rău. Îi dai și o cheie să ne faci și nouă, să auzim și noi un V6 de la Opel, adică... Imediat. Acum să ne obișnuiești la Opel 1.4 Turbo, 1.6 maxim. Deci cheie electrică. Stai două secunde, lasă-o puțin să ia și dă-i și o pedală. Dă-i și pedala să vedem cum se aude. Fără probleme. Și Euro 3, da? Euro 3, da. Ia să vedem dacă murim aici lângă ea. Dar vezi că are un bărbăr. Am un mic por la tobă. Ai un mic por, am înțeles. Da. Seamănă puțin. Seamănă puțin cu 2.5 de la BMW. Non-Vanos. Non-Vanos, da, exact. Sună metalic, deci sună ca un BMW exact, pe bune. Exact, da. Da, foarte interesant. Tracțiune spate. Tracțiune spate, da. N-are blocant, sper că n-are blocant. Ba da, are blocant. Hai de capul meu, mi-arunc BMW-ul, ajur. Are blocant, da, de fabrică. Blocant, tocmai de asta am omorât ambreiajul și trebuie să-mi vină ambreiajul. Câteodată când o încălzești foarte tare, mai patinează. Deci, jură-te că tu ai făcut bani cu mașina. Ai făcut bani cu ea? Sincer să spun, nu am vrut să o omor, da. Am făcut de câteva ori, dar atunci când am făcut de 2-3 ori, am dat în ambreiaj. Am făcut fără soție, fără copii în mașină, singur, mi-am făcut de cap. E un Opel undercover, adică n-ai spune că face prea multe, dar el face multe lucruri. La interior, băi, ușile astea cum se închid, se deschid, deci e fenomenal cum se simte toată treaba asta. Avem și antenuța coadă de rechin acolo. Da. Și ia să vedem. Wow! Stai două secunde, adică e ceva... E ceva rău aici. Rău înspre bine, adică. Avem niște scaune tip fotoliu. Da, ce maximul ce se putea găsi pe Omega la... Băi, și zici era că... un fel de contur. Zici că mi-am pus lupă la ochi. Deci uite puțin, mai adică de mari sunt ceasurile de bord. Da, da. Deci zici că mi-am pus lupă, mi-am pus dioptrie. În genul la Sab. Și Sabul
avea același bord. Dar totul e mai uite și consulat central, absolut totul este mărit. Da, exact, exact. Foarte tare, seamănă puțin cu Vectra C la interior. Seamănă, da, mai ales butoanele, consola. Aici e consola de Vectra C, aici e bordul de Vectra B, mi se pare puțin. Da, exact. E o combinație. Da, e o combinație, exact. Volanul cu piele perforată. Volanul de design edition. Așa e de fabrică, nu? Da, dar n-a fost așa, l-am cumpărat de vreo lună de zile, abia l-am găsit și pe acesta. Da, fenomenal. Și avem și comens pe volan, stil Opel. Comens pe volan, da. Erau aici lângă. Da, stil Opel, pilot automat, are mașina. Blocul de lumini. Nu avem faruri automate. Nu. Cutia de viteze în 5 trepte. Asta e aia de Opel. Da. Că în 6 trepte M32 a venit grupul Fiat și au pus cutie. Dar nu s-a regăsit pe niciun model Omega. E pentru că erau proaste. Nici pe 1.7 CDTI nu țineau, adică crăpau în prostie. Și n-ai cum să pui pe o asemenea mașină o cutie slabă. Cotieră frumos, poți să deschizi puțin? Da, te rog. Stai că nu-mi dau seama acum. Păi mă, frate, uite, capitonat. Cotiera este luată odată cu volanul. Uh-huh. A fost 9 GM din anul 2001, scria pe cutie. Aici o să-ți ofer două cărți de vizită pentru tine sau pentru abonații tăi. O să aibă, eu am o firmă de transport și 10% să vadă și discount. Foarte, Zaha Auto, da? Da. Foarte tare. Cheia, cea de-a doua cheie, este nefolosit. Păi, dacă mă ține frumos. Da, chiar superb. Este nefolosită. Mai am să-ți arăt ceva, tot că suntem la chei, la cartea mașinii. Am și amiabila din Germania din anul 2001, când la noi nici gând așa ceva. Așa arată o amiabilă? Asta e? Da, o am aici. Dacă nu mai știu exact care e. Cred că asta. Oh, pardon. Da, uite aici. Bă. Da. Să nu aveți nevoie de așa ceva. Da, deci da, cum arăt... nemții din 2001 erau pregătiți pentru așa ceva. Ca foarte să-ți faci o idee. Absolut toate servisările, tot ce am făcut la mașină se regăsește în cartea service. În cartea service, da. Regăsim clima pe două zone. Clima pe două zone care este proaspăt schimbată. Aveam trei butoane șterse și pentru asta n-am putut să le suport și am luat o climă aproape nouă. Avem încălzire în scaune. Încălzire în scaune, ambele scaune. Avem alarma de fabrică. Okay. Traction control-ul. Ok. Ca să ne putem învârti cu blocantul. Așa, portbagajul electric. Și perdeluță electrică, nu? Perdeluță electrică. Am un picioruș care nu prea mai face... Nu, lasă-mă acum. Am și la E39 treaba asta și nu are rost să le nu prea mai face servici. Da, dar uitați-vă și puțin la planșa de bol. Filmează-mă de puțin chestii făcute. Păi cât de moale, știi cum face, e super moale totul. Da. Uitați-vă cum arată aici consola centrală, totul super moale, mahon peste tot, pe unde pui mâna este moale. Fețele de uși super mare, adică trebuie să te întinzi să prinzi ușa și aici putem să vedem că avem mahon, la fel material super moare pe fețele de uși și capitonat și interior și exterior. Da. Băi mă, crezi acum stând așa și analizând cum e făcută mașina asta, mi se pare mai bine făcut ca E37-ul meu. O să spună mulți că... N-ai cum, dar pe bune mi se pare mai bine făcut. Nu știu dacă e mai bine făcut, dar calitatea e apropiat. Fiant aici. Pune mâna pe lucruri, trebuie și pe mergem E38. Deci, unde știi tu că e calitativ asta, da? Da. Hai în E38. Hai domnule aici, intră puțin în E38 și spune-mi tu mie. Intră în el. Măi, să știi că este un pic mai tare, dar calitatea nu mi se pare departe. Ia bagă mâna în buzunarul de ușă. A? Da. Lipsă capitonaj. Lipsă capitonaj, doar exterior are. În interior nu. Vezi? Cât ți-a spus ție că mi se pare mai bun făcut al tău? Da, este. Este, așa se pare. Că avem și oglinzi care se rabatează electric. Haide, Mari, să vedem cum stăm și aici în spate. Bă, dar cum e și ușa asta? Uitați-vă și voi cum arată un Opel. Corect. Nici că e Opel. Chiar se băteau cap la cap cu mărcile premium germane. Mamă, ce moale bancheta asta. Știți cum fugi din ea? Calitatea e aceeași, nu simți diferența că stai în spate, adică da. E la fel de bine făcut. Cotieră, mai moale. De... Încălzire în banchetă, văd acum. Da, este încălzire în banchetă, funcțională. Peste tot pe unde pui mâna, calitate. Aici avem scrumiera, da. Cum se deschide? Nu se mai deschide. Ah, ok. Și văd că avem mânere cromate. Da. Și aici? Un buzunar, da. N-ai cum să spui că e opa, adică dacă ai luat toate sigilele pe ea și te-ai urcat în ea și se spune, bă, ce mașină asta? Exact. Nu știu, adică ai putea să bagi mâna făcă un Mercedes, un BMW, Mercedes mai mult, sincer, mi se pare mai calitativ decât BMW-ul. Da. Bun, hai să dăm un test drive cu ea, trebuie să dați neapărat un like, un share, un subscribe. La test drive o să luăm întrebările voastre, să răspundem multe întrebări pe care le-ați voi acolo. Chiar sunt curios cum merge mașina asta și pentru mine, sincer, e o premieră să merg cu un Opel Omega și cu o motorizare asta super faină. Băi, fraților, ne-am urcat și noi în Omega. Și credeți-mă, pe vremea aia, numele mașinii
chiar spunea ceva, frate, mi se pare așa că e o chestie super mare, o canapea, asta spune, adică s-au urcat în spate, deci cam e și cu canapeaua pe stradă, e foarte confortabilă, foarte, foarte confortabilă, comparativ puțin cu balena, mă crezi? Ce mare, frate, parcă simt așa ca o mașină cu botul super lung. Treabă Bogdan Gabriel 06, se învârte. Măi, se învârte, are blocant. Nu m-am învârtit de foarte multe ori pentru că nu mi s-a părut. Da. Tot eu bag bani în ea, știi cum e. Felix Sabo 73, găsești piese la ea? Măi, mai găsești, dar din ce în ce mai rău. Mai greu și mai rău. Să mai puțin dacă poți să filmezi acolo computerul de bord cât de complex e și ce grafică bună are pentru anii respectivi. Da, 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 este seamănă cu cel de Vectra C, doar că e afișaj mai mare. E mai mare ca la Vectra C, da, nu? E mai mare și ți arată exact consumul. Câți litri? Câți litri ai consumat? Da, câți litri ai consumat? Range-ul? Range-ul, instantul. Văd că ai 1,5 consum litri. La relantic. La relantic, da. Cam mare. Da, cam mare, da. Cam mare. Dacă tot am auzit la relantic la consum, cât consumă ea prin București? Între 15 și 20, depinde cum. Eu merg cu clima și iarna și vara, merg mereu cu ea, undeva la o medie de 16-17, să spun așa. Consumă ceva. Da, da. Consumă, da, mai puțin unul pe altul turbo de pe asta noi. Da, da, da. Întreabă Betuel 01D, care a fost top speed-ul? Măi, n-am mai mers de, cred că de vreo 2 ani de zile top speed cu ea, dar ce pot să zic, ultima oară am mers 260 la oră. Într-adevăr, nu prinde ea de la 240, mai merge aștepți. Greu. Merge greu, dar până în 240... Dar mi se pare ireal, adică 260 cu 180 de cai, da, nu e rău deloc. Am și poze, am tot. Gândește că ea 215 la 4. Deci la modul ăsta sunt lungi vitezele. Mă uit la kilometraj, la, cum se, la contorul de kilometri, da, e, da, e analogic. Analogic, tipul vechi, da, da, da. Foarte. Și voiam să mă întrebam aici, ce e aici? A, uite bă, Madi, mai e un sertar aici. Da, e, aici este bricheta și ce poți să depozitezi? Da, nu prea poți să depozitezi mare lucru, că e mic. Robert Ban 14, ar merge niște stopuri LED și stop pops. Pops and bang, de fapt, asta e ca vreau să spună. Măi, vreau să o țin, s-o țin clean și stock. Asta e ideea. Eu acum sunt 5? Da, nu, a treia. Nu, e 5. A, 5, 5. Bă, dar e durată. Da. E durată, da, da. Păi la 110 ai 3000 de ture, din câte știu. E mai bun ceptarul ăsta. Da, eu la 3000 de ture am 140, da, 100... Tocmai de asta și consumă. Deci la un 130 pe autostradă, undeva la 11. Vezi, ăsta e minusul la Opel. Dacă îi puneau 6 trepte... Dacă îi puneau 6 trepte, era foarte... Accente Florin, se uită lumea după ea. Măi, să știi, da, de fiecare dată când mă duc la spălătorie, se găsește cât un băiat să mă întrebe de ea. Ce atrage privit, de ce să nu spun. Și dacă dau accelerez la 120 la 5-a, ia urcă frumos. Și cu AC-ul, da. Și cu AC-ul și 4, 3 persoane. Și ambreajul pentru că nu? Da, da, exact. Ioan Lică, e diferența la condus între un seria 5 E39 și un Opel Omega? Da, te treabă. Da. La BMW tot timpul ești alert. Exact. Adică aici pare că poți să bei cafeaua ta liniștit. Exact. Așa mi se pare și nu mie. Te grăbești niciunde. În BMW tot timpul ești acolo, și evacuarea, și suspensia, și direcția, totul e da. În alertă. Se plimbă, cred, cutia. Hello darkness my old friend. Spate. Da? Ah, ok. Da, da. Călin Constantin, zici că e Lotus Omega. Păi da, practic este aceeași mașină, doar că altă motorizare. Aia avea 5,7 V8. Acolo a fost o nebunie. A fost o nebunie, da. Aici. Oricum s-a făcut în număr limitat. Un PGO Skoda din spate, o Skoda. Da, da. Probabil cu motor de 1.0. Da, da. Gâfă-i la 110. Mihai 2008, ce planuri are cu ea pe viitor? Măi, mașina asta e o mașină de suflet. Vreau să o țin în starea asta cât mai mult posibil și să o pot, nu știu, recondiționa în continuare pe cât posibil. Nu este o mașină perfectă, nu cred că va fi vreodată perfectă, că la un proiect de ăsta e greu să să-l termini. O mașină perfectă e la muzeu. Exact, exact. Acolo dar mă bucur cât pot de ea și cam asta ar fi. No, fenomenal cum merge, dar e ceva de speriat cât de confortabil și cât de decuplat te simți de stradă. Este așa super...
Lucian MRT. E adevărat ce se spune despre ea, că a fost folosită la jafuri și nimeni nu putea să prindă această mașină? Așa e, în Anglia. Eu n-am știut asta. Păi mergem în Anglia. La da, ora asta nu mai. Găsim o bancă deschisă să o spargi. Bine că trebuie să o spargi și tu, da, că e închisă, nu că e deschisă. MTB-ule, dacă ai avea șansa să găsești una întreținută și cu kilometri puțin, ți-ai cumpărat și tu? Nu știu la ce preț e. Ce preț se învârte o mașină asta? Și spun dacă mi-aș cumpăra sau nu. Măi, eu nu vreau să vând mașina asta, dar dacă aș vinde mașina asta, 6.000 de euro aș vinde. Ok, nu-mi place. Adică, bine, orice se discută, dar în limita lui simț, dar nu este de vânzare. Dar găsești undeva și la 4.000, dar 2.2 diesel, adică nu, nu că ar fi în stare perfectă, dar nu se apropie de starea asta. Uite ce, unde se vede puțin că e Opel, la antifonaj. Da, da, da. Stă mai slab ca BMW. 100%. 100%. Dar 6.000 de euro cred că m-aș lua, sincer. O mașină, dacă ar consuma, cred că m-aș lua un 2.2 diesel. Da, da, sunt foarte proaste. Motoarele de pe Opel Frontera 2.2 de 116 cai, au probleme cu pompa de injecție. E aia mecanică? Da, exact. A, ca la BMW. Și mai bine ții 2.5 diesel, da, care... A, deci știi că, da, ai un BMW sub capotă. Da. Manu Creed 2 este singurul Opel cu tracțiune spate. Au fost Opel Senator cu tracțiune spate, Opel Omega și... Și gata, Calibra și deja era față? Nu, Calibra nu. Și față și 4x4. Și doar fața și 4x4, da. Da, da. Asta au fost. Oricum, sunt câteva mașini emblematice la Opel. Avem Omega, avem Calibra, da, Recordul, Cadetul. Senatorul, care e un vis mai îndepărtat al meu, pentru că nu le mai găsești și... Trebuie să cumperi ceva ce-l poți și restaura. Nu poți să iei ultima coajă, asta e. Și parcă se vede în fapt că era Opel făcut în Germania. Da, în Germania, da, a făcut asta. Da. La Rosenheim sau ceva de genul. Da, și ala de America l-au făcut tot în Germania tot, și mise da, în America. Da, da. Iosif 03, e top mașina, cât ajunge întreținerea? Măi, sincer, nu pot să spun o sumă anume, dar e costisitoare. Ce pot să spun e că e costisitoare. Adică, dacă vrei să o ții, repet, să mergi cu parametri, da. Ei, la mine mașina asta de când e de 10 ani de zile a văzut doar benzină de 100. Te am dat acum o mică talpă. Da. Și vezi că ea se duce acolo. Da, da, da. Își face, nu te bruschează în nimic. Nu, se duce. Se duce, adică pe frâne. Dacă am pus o frână acum. Da, pe frâne, deși sunt discurile noi, plăcuțele noi, nu e ca Opel-ul și frânele nu prea s-au împăcat niciodată. Dacă nu-ți dai seama că e Opel, când ai pus frână, poți să o ghice dintr-o mie. Teo Popescu 06, de unde pasiunea pentru Opel? Măi, eu am deținut în familie mai multe Opel-uri. Ne rostornăm cu ea. Da, exact. Prima mașină a fost un Opel Corsa C, motor de 1 litru, verde de fată. Ăla broască? Da. Haide, moartea pasiunii. Ce pot să spun e că ieșeam 12 din liceu în ea. Adică îți dai seama, evadam toți și gangbang. Tatăl meu a avut un Vectra C 2.2 diesel. Eu am mai deținut un Opel Vectra C OPC 2.8 V6 turbo, pe care l-am vândut la unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Alin, pe care îl salut. Mi-a plăcut marca pentru că e o marcă de buget și cred eu până în anii 2005-2006 corectă. La ce îți putea oferi. La jumătate de preț, poate sunt jumătate față de o mașină premium și nu simțeai. Poți să dea mic o sprint acum? Da, normal. Da? Până la cât se limitează ea? Până la 7.000, 6.800. Ia să nu dau chiar până acolo, până în capăt. Dă-i, fără probleme. Dă-i, las. Aia 200. Ambreajul, da. Ne părăsește un pic. Dă-i. Vezi că dacă o ții în ture acolo unde îi place, unde i-a sperat. Chiar merge frumos, frate. Da. Frumos sentiment. Vânde 46 cupe. Da, noi nu cumpărăm. Cristi, sunt greu de găsit. Mai să știi că benzinar cu kilometri puțini... Vrei să arăgăm un BMW mare? Ia fii atent, uite-mă lucru. Uite, avem un BMW în spate. Filmează mare din spate, da? Ia să arăgăm un BMW. Dar rămas în
urmă, ce să mai e? A 4. Deci, lasă-l, lasă-l. Dau, dau. Lasă-l, 210 a 4. Păi și-a aruncat 90 ăla. Mamă, dar ce... Mă, să știi, în anii 2001 să merg așa, adică... E aici în speedbump pe ăsta, că eram cu 38 și știam că stai în sus. Da, da, da. Da, pentru anii aia chiar era 101 ceva. Benjamin, urâtă mașină. Da, asta e părerea ta. E o mașină bătrânească, o mașină clasică care trebuie să-ți placă. Într-adevăr că, spre deosebire de o altă mașină din 2001, ea este mult mai învechită exterior și interior, într-adevăr. Da, dar undeva am greșit. Când am producătorii auto, nu știu, undeva au greșit. Când au început să facă mașini din ce în ce mai performante, mai noi, au uitat ceva, calitatea. Da. Adică să mergi cu o mașină exact. De aia cu 24 de ani, 20 de ani sau cu tare ea, la 200 la oră, fără stres, confort maxim, exact. Pe exact. Un scaun care stai cum trebuie, cu o cotieră moale, cu exact. Totul, da. A uitat să facă treaba asta. Da, de acord. Adică 1.6 acum la 200 la oră. Da, da, exact. E, nu e ce trebuie. Adistan, mănâncă ulei în dragi, măi să știi, popolul e recunoscut. Mănâncă, nu? Da, mi-a undeva, eu fac schimbul la 7000, mi-a un litru de ulei, până într-un litru. În 7000, la 7000 lege la mine fac schimbul de ulei, filtre. Deci puteai pe cura? Este pe cura, am schimbat-o tot la băieții de la Bertone. E în ulei sau e... Nu, e clasică, aveam distribuția din 2001 pe ea. Uh-huh. Am schimbat-o anul trecut. Deci a rezistat 23 de ani și 124.000 de km. Dacă vă spun eu că tai că mi-a schimbat distribuția la un Astra Gel 300.000 de km și s-a rupt după 300.000 de km, a zis, bă, eu gata, lău, îmi pare. A părăsit Vlad UTZ, câți bani s-au băgat în ea? Măi, mă feresc să fac foarte mari precizări, pentru că niciodată nu vei ști 100% cam câți bani au intrat. Și niciodată nu voi ști, pentru că m-am ferit și de soție. Și puțin oricum că e Opel, e ieftin ăsta. Da, undeva la nici să costă mult. Undeva la 15.000 de lei per total. Adică nu pot să spun că am băgat mai mult, undeva la 15.000 de lei. Am băgat mai mult în benzină. Da, păi tocmai ce mi-am făcut un calcul pe anul trecut cât am mers cu ea, nici nu pot să. Până în 10.000 de kilometri, undeva la peste 130 de milioane. Eu la așteptat nu mai fac calcule din asta, că eu am făcut 10.000 din octombrie până acum. Și nu cred că o să fie ok dacă facem calcule. 777 GBR, impozitul m-a costat 1.250 de lei, am plătit cu reducerea aferentă până pe 31 martie, cu 10%, am plătit undeva la 1.000 de lei. 1.000. Chiar e bine. Da, încă nu e, la 3.2 e deja. Da, și nu se merită, e diferență foarte mică de cai, undeva la 30 de cai. Adică nu cred că face neapărat diferența. Exact. Da, bă, dar merge super bine, cred că merge chiar, uite, e brai pe volan. Știi cum merge mașina? Da, da, da. E o mașină corectă, adică pentru vârsta ei, mâine, poi mine, 24 de ani. Câteva minusuri are, adică eu asta văd la ea puțin. Antifonatul interior mi se pare puțin cam gălăgioasă, dar nu știu de ce. Poate că e Opel. Da, 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 poate că e Opel și ți-am spus, am mai lucrat eu la ea, schimbat macarale și oricât ai vrea, nu prea. Nu mai pui la fel. Nu mai pui la fel. Dar în rest, da. Nu mi se pare nimic în neregulă cu ea. Dacă aș fi de o notă, eu aș da un 9.60, Mati, tu ce ai dat? Nu știu să zic, că n-am folosit. Dar după cum am stat aici pe canapeluța. Așa, folosi fetele. După canapeaua asta, i-aș da cam un 9.50. Nu știu cum se conduce. Poți să conduci, fără nicio problemă. Nu, lasă, mai avem timp acum, că numai ce și-a luat permisul și n-am... Cu mașina mea am încredere. Am înțeles, da. Fraților, acesta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe. Nu uitați, dacă vreți să luați produse de detailing, Flash Detail vă așteaptă în linkul din descriere, cu reducere de 10% folosind codul MTB. Pata viitoare, tu ai fost... Laurian. Mulțumesc pentru timpul acordat. Mi-a părut bine. O mașină fenomenală, o legendă. Condusă, sincer, mi-am îndeplinit și un vis. Am condus și Omega. Plec acasă fericit. Data viitoare, toate cele bune. Pa, pa! Sănătate!